Psalmul 140, un psalm scris de David în care vedem pe omul lui Dumnezeu înconjurat de oameni care vroiau să ia viața. Biblia nu ne relatează exact cine au fost acei oameni și nici pentru ce vreau să-l omoare, dar vedem teama care îl cuprinde pe David în fața morții. La fel și noi când trecem prin situații grele și ne apropiem de plecarea de pe pământ, când noi prin puterile noastre nu mai putem face nimic, știința și nici cei din jurul nostru nu ne pot ajuta, ne dăm seama că suntem cu toții neputincioși. Dar când ne ridicăm ochii spre Domnul Dumnezeul nostru, El nu întârzie să ne vină în ajutor. Doamne, numai Tu ești ajutorul nostru. În 2 Cronici 14, unde găsim un domnitor care înainte de a striga după ajutor, își curăță țara de tot ce era neplăcut înaintea lui Dumnezeu și pe urmă strigă după ajutor. Versetul 11, în prima parte. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis: Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab, ca și a celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Și vedem că Dumnezeu îi răspunde. Oare de ce nu ne-a răspunde Domnul și în zilele noastre? Oare să nu mai audă Dumnezeu? Sau noi suntem adevărata problemă? Versetele 8, 9 și 10 din Psalmul 140 sunt ca un blestem. Citind aceste versete, mă gândesc la Domnul Iisus, la suferința și chinurile grele prin care a trecut și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus ar fi rostit aceste cuvinte. Cu siguranță, pământul cu tot ar fi ars într-o clipă. În încheiere, am să vă las versetele 27 și 28 din Luca 6. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Fiți binecuvântați și nu uitați, fără Dumnezeu, nimic nu este cu putință. Și tău.